Salutare lume și bine v-am regăsit pe jocul care te obligă să fii mârlan. Eu sunt Zgârcea și astăzi ne jucăm Pathologic Classic HD. Eram aici în fața polihidronului, dacă nu mă înșel. Da, în fața polihidronului. Și trebuie în primul și în primul rând să mergem și să găsim oameni care se vor transforma în curând, în următoarele zile, în hoți, în thieves. Oameni care fac rău. Și ce trebuie noi să facem este pentru propriul nostru survival, pentru propria noastră, pentru a ne asigura un viitor mai bun, cu mai mulți bani, pentru că din păcate așa ne obligă jocul, trebuie să facem chestii imorale și să, unde naiba sunt, aici, stai un pic, dar ce caut aici, frate, în direcția asta, trebuie să omorâm, trebuie să ne scăpăm de ei din societate, pentru că ne trebuie organele lor ca să facem trade cu ele. Avem câteva quest-uri. Today's quest era brandul, să vedem ce fel de creatură stă în spatele brandului și avem de să ne asigurăm că Notkin primește cele 10 stimulenți de imunitate. Bineînțeles, pentru care ne trebuie, cum am spus, organe. Organe care nu știu dacă ni s-a acceptate bolnave, s-ar putea să fie acceptate, dar pe foarte puțin bani. Oricum, în general, sunt destul de puțin bani cât primim noi remunerare per organ. Wow, deci cred că dacă sunteți pentru prima oară aici, cred că n-ați înțeles absolut nimic și vi se pare un joc efectiv pentru psihopați. Dar ăsta este Pathologic. Uite, unul e acolo, dar nu e viitor thief, deci nu mă interesează existența lui. Ok, avem niște sticluțe goale. Hai să vedem copiii ăștia dacă vor să ne dea... Să ne dea ceva la troc. Se pare că nu. Ok. Hai să vedem. Mai e un copil aici. Ia. Tu, tanti, are un bullet. Are un glonț. Dar noi nu avem ce să-i dăm, în schimb. Așa că o lăsăm așa. O lăsăm baltă ideea. Fii atent. E cineva acolo. A, dar e tot copil, așa-i? Da, cred că e tot copil. Ok. Ne tot perindăm pe aici. Am putea să intrăm la The Stillwater. Dar, nu. Stai să vedem câte organe avem în primul și în primul rând. Deci ne băgăm aici la Other. Avem 8 din fiecare și 14 transfuzii de sânge. 14 siringi cu sânge. Ok. Siringile alea ne ajută pentru că de fiecare dată când mergem la vierme, viermele fiind marele trader, ne va cere câte o... siringă de-aia. Hey you, don't you mess with us. Let's barter, lad. Oh, ăsta are Meradorm și are și beta tablets. Până acum am avut doar alpha tablets. A synthetic immunity booster. Good for increasing immunity. Overdosing can lead to adverse health effects. 2. Preț 2. Și Meradorm-ul? Tot preț 2. Ok, interesant. Să dăm două razere pentru... Ia stai un pic, avem un singur Meradorm la noi. Deci avem unul. Dar nu știm cât de... Băi, o să iau o tabletă de asta. O să cumpăr o tabletă de asta că nu știu dacă nu o să ne ajute mai încolo un pic. Meradorm-ul îl las momentan la el în proprietate. Bă, știți de ce mă gândeam acum? Eu aș putea să... La o adică aș putea să omor unul dintre ăștia care au la ei resurse și să le fur resursele pe gratis. Nu-i așa? Cred că da. Hai să vedem, să vorbim și cu băiatul ăsta. Poate are el mai interesant, ceva mai interesant. Nu, are doar Meradorm, ok, nu mă interesează. Bun. Vedem repede și la fetița asta. Uite, mai e acolo. Bă, dar ce, e plin de copii, frate. Deci, efectiv, e plin de copii. Asta are gloanțe, dar nu vrea nimic de la noi. Deci putem merge mai departe în drumul nostru. Bun. Am trecut pe lângă viermele ăsta. Nici nu știu să mergem la el sau să nu mergem la el. Sau să mergem la ăsta de jos. Ori la ăsta, ori la ăsta. Nu știu unde să mergem. Stai să vedem și cât e ceasul. Ceasul e 1.25. Bă, deja e peste jumătate din zi deja e dusă. Nașpa rău de tot, frate. Și câte zile mai avem de rezistat până se duce toată epidemia asta. Deci e efectiv nașpa rău. Bun, hai să tăiem așa cumva drumul și să mergem țintă direct la vierme. Auleu, dar n-avem cum să tăiem drumul, trebuie să ocolim. No.
fratele meu. Dacă știam, mă băgam direct. Că tot am luat-o pe aici, pe același drum am venit. Mă rog, aia e. Hai să mergem, deci țintă. Deci țintă, direct la vierme mă duc. Ăla-i. Drept în față trebuie să fie. Vedem niște fireplace-uri stinse. Trebuie să luăm 10. Deci trebuie să luăm practic cât mai multe de alea, cum neba le zice, toier? Da, toier. Trebuie să luăm cât mai multe. Dar ne trebuie să luăm în așa fel încât să ne facem rețetele alea. Care erau compuse din ce naiba erau, că nu-și mai țin minte. Brown toier, rusty toier, nu știu ce, give me some herbs. Ok, give me some herbs, dar eu nu mai știu ce exact ne trebuia. Nu mai știu exact ce ne trebuia, stați un pic că trebuie să vedem. Deci ne trebuie 2 black toier și 1 brown toier, dar păi n-avem nici măcar una dintre astea două aici, deci hai că e bine. Trebuie să ne aruncăm în viteză direct către următorul worm, către următorul vierme. Simt că mă bate jocul, bă. Deci simt că mă bate, jur. Deci am bătut degeaba drumul, uite, puteam și eu să-mi dau un save ceva. A trecut atât de mult timp, ce e deja două aproape. Da, e deja aproape două și am apucat numai să ne alegem cu un beta tablet, atât. Asta e tot ce avem până acum. Pana mea, ce naiba să și fac, sincer. Efectiv, nu știu ce aș putea să fac. Mai mult decât fac deja, vreau să zic. Să ne băgăm aici la căsuța asta? Hai să ne băgăm scurt, să vedem. Deși am un feeling că am fost pe aici și eram cuiat. Dar poate mă înșel. Gata, s-o schimba muzica. Ia să vedem. Hai zi, e încuiat și aici ca să pierd și mai mult timp. Oh, nu e încuiat, ok. Și aici avem pe... Ah, ok, e femeia asta. I think I know who the visitor is. Mergem la etaj. La etaj unde este The Bachelor. Kind of backward practices are these? I was happy that at first that it wasn't bubonic plague. Now I realize I would have rather preferred it. So you've begun studying the disease, I gather? I want to ask you something, Oinen. Something very important. It's about the panacea. Hai să ne întrebăm ce e important. What are you talking about? The serum? Yes. Tell me how to extract antibodies from tissue. First of all, they have to be there. If you're sure they are, then there are several general ways to go from there. A serum, after all, is just a blood component. As far as I understand, you can mix a sample of it with those natural agents. We'll need to get a sample first, though. Then go ahead, experiment. Right, an experiment like this has been successful once before. So I've heard, your father was a natural. So what did you want to ask of me? When you get down to studying a tissue sample, please see if there are antibodies in it. I have no intention to hide my results from you, obviously. But, regrettably, I have serious doubts that they are going to make you happy. It doesn't look like human organisms can resist the disease at all. At least that's what I've been seeing so far, sadly. Yet my father's endeavors were a success. That's all I'm hoping for. Don't worry. I'll tell you of my findings. The first results will become available as soon as tomorrow. Okay. Sorry, but I have to get back. So you've begun studying the disease, I gather. I have. And you, actually, you can help me with that. Tell me, is it true there are special people in the local community? The only ones who have the moral right to pierce others? Even the dead with tools? Yes, you're talking about Menku. They're butchers and wardens. That's their right. But it's not about morals. What is it about then? Allow me to kindly remind you that there are a lot of people here who do not shy away from piercing others with knives in the street. Yet during an emergency, the people who look more or less modern and civilized are disallowing me, a fully trained medic, to dissect bodies. It's an ancient tradition. Its roots are religious in nature, or even mythological. Bloody brilliant! Well, I don't profess any local religion. I'm fighting an epidemic. Or rather, I'm trying to save a couple thousand people, even though they turn themselves inside out, doing their best to get in my way. They won't let you dissect the dead? Exactly. I need tissues of a person who died in the sand plague. I need them today. Right now. I've tried to get them at the cemetery, but failed miserably. The patrolmen are vigilantly watching over the dead. Would you like me to get you some?
I'd reward you generously for that. Deal. I'll do what I can, even though I still don't have the right to. Oh, why? Aren't you one of the... what do you call them? Well, your father was a surgeon. Nobody knows me here yet. But I've said my word. I'll do the best I can. If I can. Needs a sample of infected tissue. Dacă știam... deci dacă știam... n-avem niciunul la noi, așa-i de ăsta bolnav. Nu, n-avem. Auci. Bă, frate, am fost acolo în zona aia infectată. Și n-am fost noi în stare să luăm un singur organ infectat, bă. Unul singur. Și cimitirul la naiba în praznic. Dar e aproape de viermi. Am putea să ne ducem aici sus să luăm un de-asta bolnav. Sau să mergem direct la cimitir. Ce naiba fac? Nu știu. Efectiv nu știu. Hai să mergem către cimitir, na, ce să zic? Ce să și zic altceva? Și căpela ce voia? Căpela was glad to hear the news, but her jaw was a bit awkward. It's as if she's made the decision to take care of him out of duty, not out of friendship. Deci e ceva suspect între copii. Ne ascund ceva. Și e clară chestia asta. Îmi place, copilul efectiv dansează, sare, se buțe, n-are nicio treabă el că e the sand plague. În jurul nostru. Reputația noastră ne e un pic, parcă ne era un pic căzută, așa-i? Că erau... Da, uite, vedeți ceva, bă? Nu prea mai sunt de aia care urmează să se transforme thieves. Ați observat chestia asta? Asta e datorită mie, bă. Că i-am anihilat pe toți. Ia, hai să vă căutăm pe aici prin pubele. Că sigur mai găsim o chestie, două. Cine știe ce valoare va avea o sticlă mâine? Dacă astăzi deja încep să boia toți razna, imaginez următoarea zi cum o să fie. Noi ar trebui să strângem bănuți pentru chestii de-astea de protecție împotriva The Sand Plague. Let's trade. Are stai un pic. Deci are a meu shells for needle, dar nu cred că am suficient. Nu, n-am suficient. Mai trebuie încă un needle. Încă un ac. Ok, încercăm să dăm trade și cu fetița asta, care n-are nimic de interes. Adică n-are nimic de fapt. Copilașul ăsta are un lockpick și un meradorm. Dar tot așa, nu, n-avem bani, bă. Deci suntem efectiv ultima sărăcie, să-mi bag picioarele. Ia și aici, în asta a răsturnat tot o sticlă. Nu știu, uneori îmi dau singur jumpscare în jocul ăsta, deci să-mi bag picioarele. Ăsta e locul... Da, ăsta e locul lui Bad Grief, ok. Ba, am putea să vorbim și cu Bad Grief, bă? Nu știu dacă ne ajută cu ceva, sincer. Barter, tot lockpick. Nu știu dacă ne ajută cu ceva, dar hai să vedem ce zice și Bad Grief. Dacă el are să ne zică ceva ce noi nu știm încă. Uite, încă un copil pe aici. Barter, bă, ăsta are mai multe, dar... degeaba, man. Oh, stai un pic, putem să luăm un revolver ammo. Ok, hai că luăm un revolver ammo pentru needle-ul ăsta. Perfect. Și acum intrăm la Bad Grief, care trebuie să fie... nu aici ai? Ah, nu, bă. Stai un pic, o iau greșit eu. Ok. Bad Grief-ul e aparent aici. Uite-l. Na, baftă nouă. Hello, Bad Grief. I've got bad news. Everybody does. There ain't been nobody bringing good news since morning. I couldn't find a way to get well with your rogues out there, so I had to kill them. Ce? Did they pick on you? Yes. So you're no guy to be picked on. Was their own thick head's fault that they rolled. I'm glad we've come to an understanding. Ah, ok, practic i-am omorât. My lot are all astir. The pricks are repining against me. Gotta see us split all any day now. That's fine, it's not like you're splitting in half yourself, right? Ok, deci... n-are nimic băiatul meu cu noi. Ceea ce-i de bine.
Stai așa, cum e și mai ușor. Prin stânga. Cum naiba. Ce, doamne? Pe aici? Bă, nu înțeleg să-mi bag picioarele. Cred că trebuie să trecem pe lângă chestia asta înaltă. Bă, dă-te, bă, fetiță, de aici. Că te tai. Direct. Pe aici reușim? Hai că reușim pe aici. Bun. Deci țintă-i cimitir. Cimitirul. Și încercăm să luăm... Deși, sincer... Bă, stai un pic, ăla... Bachelor a zis că sunt, că e gardă acolo. Dar dacă e aceeași gardă cum a fost sus la... La... Cum naiba zicea, la clădirea imensă, de termitary. Dacă e aceeași pază, înseamnă că putem trece lejer. Numai să ne comportăm frumos cu ei, că ne lăm altfel una direct în mufă. Atât. Trecem pe lângă căsuța noastră. Și aici ar trebui să las ceva iteme, sincer. Deci mă duc acasă și las niște iteme. Ceva, vreun cadavru pe aici? Nu găsesc și eu, frate. Unul măcar. Ne băgăm în casă, cum am zis. Ce să las eu în casă? Ar trebui să las ceva iteme de care o să am nevoie la un moment dat, dar nu trebuie chiar acum. Bă, nu știu cine a lăsat aici iteme, dar bă, ne iubește, frate. Ne iubește să-mi bag picioarele. Aici avem, cred că, rețetele. Da, avem două rețete. Deci, black wire, brown wire and swivery. Uite, puteam să cumpărăm swivery de la primul vierme. Aia e acum. Și aici e black wire, brown wire. Bun, hai să lăsăm aici ceva iteme. Ce să lăsăm? De aici trebuie să lăsăm ceva. Brown wire, bloody wire. Hai să lăsăm astea. White whip, bloody wire. Și aș lăsa... Stai un pic, ce? Putem să punem mai multe iteme, ok. Black wire, brown wire. Ne trebuie două la unu, nu? Two black wire, one brown wire. Hai să le facem acum. Dacă toți suntem aici, hai să le facem. Aici. Black wire and brown wire. Black wire cu 1. Mix. Avem primul de ăsta. Avem două chiar. Ok. Continuăm. Black wire, brown wire. Pac. Și acum nu mai avem de încă una. Ok. Deci mai avem brown wire suficient cât pentru 4 și nouă ne trebuie în total să avem 10. 4 a făcut deja, 4 sticluțe și cred că și ăsta e tot wire, așa-i? Stai. Ăsta ce e? Unde-i? Taurine. Taurine extract. Nu știu dacă se pune și ăsta. Deci o să le iau în considerare ca și cum avem doar 4 bucăți de taurine extract, ok? Pentru Notkin. Avem 4. Avem 4 brown wire. Deci 4 cu 4, 8. Ne mai trebuie 2 brown wire. 2 brown wire. Și ar veni 6 brown wire și 12 în total de black wire. Ați înțeles ceva? N-ați înțeles nimic. Ideea e că mai avem nevoie de 11 black wire și 2 brown wire. Trebuie să-mi notez undeva. 11 black wire și 2 brown wire. 11 black wire, 2 brown wire. Să-mi bag picioarele. O să uit, nu-i așa? O să uit, cu siguranță. 11 cu 2. 11 cu 2, 11 cu 2, 11 cu 2. Doamne ajută. Doamne ajută. Ideea e că dacă mergem la cimitirul vieții, nu o să ne infectăm dacă luăm organe? Eu acum am notez, trec aici în notițe, 11 cu 2. Deci, 11 cu 2. Ok. Cimitirul pe dreapta. Corect. Na, Doamne ajută, eu îmi dau save că dracu știe ce ni se întâmplă iară. Și baftă nouă, cum să zic altfel. Fii atent, e foc făcut acolo. Parcă e ceva schimbat sau ce? Ce sale așa înalte? Uite acolo! Uite acolo, e garda. Paza. Doamne, ferește-mă și păzește-mă, Iisuse Hristoase! Doamne! Oh, nu! Bun, gata, hai că ne luptăm. But! Ok, gata, murim, e clar. Deci, e clar, nu ne atingem de locația asta, ok?
nu ne atingem. Sau varianta 2, ne atingem cu o singură condiție, cât timp îi batem pe ăștia. Dar altfel, no way. Efectiv, no way. Cu toate că era unul singur. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să putem să ne scoatem revolverul. Ia uite-l aici, durability 14%. Asta înseamnă că e cam pe ducă sau? Revolver ammo. Nu știu sincer, oare am... E încărcat acum? Sau nu e încărcat? Deci, un singur paznic. Hai să uităm încă o dată cu atenție mai sporită. Dar e unul singur, e clar. Da, nu mai e altcineva. Ok, hai fraiere. Hai fraiere, vino. Și bup! Upsi, dupsi! Murit ai! Ok, hai să luăm organele. Oh, și-am luat și gloanțe și alfa tablets câte avea la el. Po-ho-ho! Suntem boieri! Suntem boieri! Nu știu ce, mi se pare extrem de sinistru să luăm corpse blood. It's a high chance it contains a sample of the harmful microorganism. Ok, l-am luat. Nu mi-apare că mi-ar crește sau ceva imunitatea. Că mi-ar scădea imunitatea, pardon. Ia, tu ce zici? A victim of your carelessness is behind this door. Of my carelessness. Tu te văd aici. Bun. Și trebuie să ne întoarcem de urgență la bachelor. Măi, deja 3 jumate, frate. Deja tot. Acum se întunecă în puii mei. Ne întoarcem la bachelor, dar... Oare ne e suficient? Ne e suficientă oare bucățica aia de sânge de la cadavru? Bă, nu știu, mă bucur că o mers, deci... Uite aici. Putem să-i omorâm pe ăștia. Adică putem să-l omorâm pe ăsta. Ok, hai că ne luăm cuțitul. Ok. Trebuie să facem cumva încât să nu vadă și ceilalți. Că dacă văd... Bă! Oh, nu! Oh, fuck! Hai că m-au văzut amândoi să-mi bag picioarele. Ne scade reputația. Nu, gata, m-au văzut amândoi. Bă, da, nu stați voi acum să... Doar nu stați voi acum, bă, să... Mă... Scade, ni se duce dracu, efectiv, reputația, frate. Nu stați acum să fiți, să fiți snitches. Ei, omu! Du-te, bă, de aici, ce pui mei, ești mai rezistent ca ăla, frate, la 80 de ani ai tăi? Na, gata. Mi s-a dus dracu reputația. Ok, luăm repede banii, luăm repede organele. Ne ascundem cuțitul, să nu pară că am fost noi. Îi luăm și lui ăsta banii și organele. Banii, viața sau mustața, puteam să trecem pe la worm, dar suntem proști. Proști, cu diplomă. Cu diplomă. Bun, bachelor unde era? Aici. Hai de viața și de zilele mele. Hai, repede ne întoarcem. Reputația ne-i la pământ. Bă, cred că o să se întoarcă cum iară toată lumea împotriva noastră. Repede înapoi și mergem pe la vierme. Hai că avem și mai multe organe, deci la țang. Și aici ce era? Aici era ospiciu sau ce? This place is in no way a hospice. Hai să trecem repede pe aici, mai întâi pe jos. Vedem jos ce se întâmplă. Bă, nu, ne scade health-ul. Ne scade urgent health-ul. Stai așa, avem mâncare? Mâncare, cookie, crackers. Egg. Good for an organism weakened by a serious illness. Fish, ăla-i. Unos. Dos. Numai că ne scade ăsta din cauza exhaustion-ului. Și unde n-ai mai pot să mă bag să dorm? E întrebare mai bună. E întrebare foarte bună. Puteam să mă bag ca deșteptul unde eram, unde mi-e casa. Dar nu m-am băgat. No, Cucono, unde ești? Aici. Ok, nu ai nimic de zis. Atunci măcar de urgență. Că trebuie să mă duc să dorm, frate. Păi, sincer, acum mi-e frică, mi-e tare teamă că o să sară toți sătenii pe noi. Ia. E 3.
E 4, nu 3. Hai de viața mea și mai trebuie să mai și dormim până pe la 6. Facem o probă să vedem dacă... Hai să facem repede o probă să vedem dacă vine ăsta după noi. Doamne ajută să nu, cum s-ar zice. Hai că nu, e ok. Încă au încredere, fraiere, încă au încredere. Mamă, ce malefic am devenit dintr-o dată să-mi bag picioarele. Aici nimic, aici apă, sticlă de apă, aici la fel. Ok, hello, tanti. Trecem drumul direct către casa noastră și băgăm somn. Băgăm somn tare, talpă. Și trebuie să luăm și un meradorm ca să ne crească și health-ul. Că ni mai e și ăla la pământ. Hai, zi-mi, te rog, că ne mai lăsa cineva aici. Hai, țucuvaș, dați-mi și mie ceva. Da, nimic, ok. Zgârșiți-i naibe. Mă mirați că muriți în boală. Am devenit cumva prea psihopat. Dormim o singură oră? Nu, stai, pe că înainte de asta să luăm drugs. O, avem 6 meradorm. Păi iau 2. Sau 1. Iau 2, ok? Și dorm o oră. Mai dormim o oră ca să ne crească substanțial health-ul. Ok. Mai ne crește hunger-ul acum. Fratele meu, ce dificil e jocul ăsta, bă. Da, uite, acum hunger-ul e în tavan, efectiv. 11 black toyers și 2 brown toyers, am zis, da? Hai că acum ne apropiem de vierme. Care e aici pe lângă cimitir. Hai, vierme, te rog, fii salvarea mea, vierme, please. Please. Save me. Doamne, sper să aibă ăsta ce ne trebuie. Fii atent. Deci am un feeling că o să aibă tot ce nu ne trebuie ăștia 3 viermi sau ultimul o să aibă ce ne trebuie nou ca să ne fie din ce în ce mai greu. Ca să moară Notkin sau puii mei să devină bolnav dintr-o dată. Dacă n-are ce ne trebuie, îmi dau din nou load. Nu, nu-mi dau niciun load. Nu, că poate chiar așa ai făcut jocul încât al treilea să aibă ce ne trebuie nou. Hai, worm. Take it. Doar ia-ți, frate, transfuzia. Sper că i-am dat sânge, nu alte chestii. Ok, deci are bloody twire, brown twire și black twire. Hai care. Deci ne trebuie așa, am zis. Stai un pic. Avem la noi 4. De asta ne mai trebuie 2. Deci 2 brown twire. Doamne, poate reușim, bă. 2 brown toare. Price 12? Bă, parcă erau mai ieftine. Nu erau mai ieftine, fratele meu? 2. Na, poftim. 2 de astea și 11 de astea. Are toate de... Le are pe toate. Stai un pic. Ne trebuie 100. 100 de bănuți. Avem de toți banii. Nu, ne mai trebuie încă un pic. Ăla-i, gata. Gata, avem de toți banii. Perfect. Și putem să ne facem. Ce? Hai că-s prost, mi-am luat bloody toyer în loc să-mi iau. Ok, trebuie să dăm reload. Păi da, nu, că nu. Nu, că se efectiv. Este efectiv dus cu capul să bag picioarele. Yo, avem tot ce ne trebuie. Între timp, nu avem ce ne trebuie. Fii atent că am luat bloody toyer și brown toyer, mi se pare, nu-i așa? Ok, înseamnă că trebuie să mergem într-adevăr și la al treilea vierme de ăla. Mamă, și ce mă bucurasem, bă, că reușesc să le fac din prima. Și viața a fost acolo un... din plin. Nu pot să arăt pe cameră că mă demonetizează. Nu știu dacă mă demonetizează, dar nu mă risc. Numai dacă are cenzurat. Dar nu are nici cenzura pentru că sunt om cu bun simț, limite și măsură. Oh, te rog, zi-mi, vierme, că ai cât îmi trebuie. Please. Nu de altă dată, după aia trebuie să mă duc iar la al treilea vierme, care e la naiba în praznic. Și să mă întorc iar la casa noastră. Adică să mai consumăm încă vreo 3 ore din joc.
Adică se duce dracu ziua și cum am zis, Notkin o să moară. Exact ceea ce nu trebuie să facem se va întâmpla. Hai. Hai, vierme. Hai, vierme. Ia. The earth does... Da, ok, deci sânge am dat. Bun. Give me some herbs. Deci. Nu brown twire. Nu, că nu mai vreau să mă încurc chiar. Brown twire, avem nevoie de două. Două brown twire. Are și bloody twire. Ăsta, black twire. Doamne, că iară fac prostie. Are și black twire, doar că sunt mai scumpe. Ok. Fii atent, punem tot ce avem la noi. Ok? Punem tot ce avem la noi. Ok. Luăm două brown twire și am zis că avem nevoie de 11 de-astea. Avem 8. 9. 10, 11. Bun. Și ne mai rămân 4. Oh, dar acceptă și pentru un egg 40. Bine de știut. Le luăm. Gata, acum cu siguranță avem suficient. Perfect. Doamne ajută. Deci putem să mergem acum acasă și să facem infuziile pe care să le dăm la Notkin, după care mergem la Bachelor. Hai bă, că totuși tot răul se întoarce spre bine. Chit că am omorât atât de mulți oameni inocenți, dar tot răul se întoarce spre bine. Oamenii au fost martiri ai statului Step. Cred. Step îi zice la... Nu știu, vă place, nu? Că eu sunt în episodul, cred că 15, 14, cât naiba sunt din Pathologic și încă nu știu cum se numește satul. Dar cred că Step îi zicea. Bun. Hunger. Trebuie să ne hrănim acuși. Nu știu, immunity-ul e... Că aș consuma acel egg, acel ou, dar parcă l-aș consuma numai dacă mă îmbolnăvesc. Pe de altă parte ne trebuie bănuți pentru iteme care să ne ajută să nu ne infectăm. Nu știu, am un dezechilibru mental în acest moment. Deci, două, cu, nu, stai, hai să ne dăm un save, că poate fac o prostie. Deci două de astea cu unde ăsta, da? Ăla-i, îl luăm. În continuare, două de astea cu unde ăsta, îl luăm. Două de astea cu unde ăsta, îl luăm. Ăsta. Luăm. Perfect, și mai avem încă unul. Pac, l-am luat. Și avem 9, 10, cum dracu am calculat? A, am calculat fix pe... Deci, tot ce pot să zic e atât doar că sper ca Notkin să ne accepte... ca Notkin să ne accepte și acel al 11. A, nu! Nu, am calculat, am calculat corect, el are nevoie doar de 10. 10 infuzii, ok. Deci le avem, bă, nu-mi vine să cred, efectiv. Și a zis că ne dă o hartă cu ce? Ne dă o hartă cu ceva anume, dar nu mai știu cu ce. Cu zonele infectate sau cu ce era? Pe care ei le descoperă, parcă așa au zis. Hai să vedem ce are să ne ofere Mr. Notkin. Nu știu dacă are sens, într-un fel am încredere în el, pe de altă parte, parcă nu. Parcă e ceva ce... un pic e cu semn de întrebare legat de Notkin. Rămâne de văzut în curând. Foarte în curând chiar. Hai Notkin, unde ești? Te rog, zi-mi că n-ai murit, please! Please! Chiar, hai să vedem și noi ce zic ăștia adherents. E Grace. Ok. Doar Grace în continuare bolnavă. No. Poftim. Notkin, tată, am venit. Ți-am adus. Here are the infusions. Made by a burak, according to an ancient rite. That costs a fortune. The map will be waiting for you from tomorrow on. I'll be sure to come over. Bun, și i-am dat astea, da? Da, i le-am dat. Băi, le-am dat pe toate? Nu i le-am dat pe toate. Ok, aici e. Bun. Deci mâine va trebui să venim aici, la Notkin. Ok, între timp. Hai să vedem ce task-uri avem. Dead tissue. Apparently the disease... Blah, blah, blah.
Notkin's stray children are planning to investigate this hazard. Da. They're gonna draw a map of whichever districts are attacked by the sickness each day. Ok, deci mâine avem o hartă care ne va ajuta, cred că destul de mult. Hartă care ne va spune unde sunt zonele de care să ne ferim. Sau poate de care chiar avem nevoie, cine știe. Dacă iară trebuie să mergem în primul să ne infectăm pentru Bachelor. Că-și ține el fundul în casă în loc să vină să-și liriște pentru umanitate. Gata, ținta direct el. Deci ținta direct aici mergem. Merg drept, cât timp n-am niciun zid în față, mă duc efectiv drept. Hai că avem ziduri, ok. Bun, va trebui să ocolim un pic. Îi dăm și lui ăsta infuzia. Și ăsta tot așa vine mâine cu rezultate. Și ce altceva? La cine mai putem să mergem? La hospice am fost. La bachelor am fost. Cu nevastă sa am încercat să vorbim, e încă nebună. Unde să merem noi? Unde? Mergem bine. Uite-l, dar să ne mai riscăm reputația? Bă, e fix la mijloc, deci fix la mijloc. Ok, ne dăm un save că... Doamne ferește! Îți! Bă! Îți! Ăla-i? Hai, tărăște-te mai repede. Bun, mai avem niște bănuți. Mai avem niște bănuți. În caz de ceva. Fii atent că mai e încă unul aici. Uite, ne-a scăzut grav reputația acum, bă. Stați așa că s-ar putea să ne luăm bătaie acuș. Ok, copiii încă nu fug de noi. Stai să vedem asta dacă fuge. Nu, e ok. Vreun mascul alfa pe aici care să se bată cu mine? Ceva? De ce s-a schimbat așa muzica? Uite, nici ăsta nu ne ia la bătaie. Anything I can do for you, no thanks. Ok, deci intrăm acum înăuntru la ăsta în casă, la Bachelor. Ne urcăm la el. Hai, fă! Așa. Și dăm sângele. I've got something for you. You were looking for dead tissue, if I recall correctly. Yes, I need it so bloody much. I hope this will be of use to you. Să sperăm că ne dăm mulți bani. I hope I managed to make what I want out of it. Meanwhile, how can I return your kindness? I have no money, but I can offer you something better. The drugs that are not available to the general public yet. I can't give them all right away though, so you'll have to choose what you want. Immunogens, antibiotics or painkillers. Vai de viața și de zilele mele, ce naiba facem? Painkillere, bandaje, antibiotice. Fii atent și nici nu pot să dau înapoi acum ca să-mi dau save. Nu pot să-mi dau save. Hai că da. Să luăm de astea de imunitate, bă? Nu, de imunitate avem deja. Avem de la ăla pe care l-am omorât. Antibiotice. Painkillere sau bandaje. Painkillers, cred. Cred. Nu, bandaje. Ce? Ce am primit? Bandages, tourniquets, very useful for recovery. Allows to stop bleeding, disinfect wounds and support injured joints. Ok, dăm mai multe, frate. Nu mai dăm mai multe, ok. Am înțeles, stai, ce-o zis? I was happy at first, bla bla bla, ok. Deci mâine dimineață trebuie să venim să luăm rezultatele de la nenicul ăsta. Ok. Ok. Nu-mi place deloc această atmosferă, dar absolut deloc. Pare că The Plague vine către noi, acuș. Bun, hai să vedem. Aici avem o farmacie, dar nu cred că ne ajută. Ok, la cine mai avem? Capela. Notkin is in some kind of trouble. Something worth checking out.
These cutthroats are mistreating the children. I have no choice but to kill the scoundrels. Perhaps I should check out on the boys to see if everything's all right. For the time being... Okay. Deci, momentan, cred că ne-am cam terminat task-urile pe astăzi. Hai să intrăm în alte, în alte clădiri. Cum ar fi în clădirea asta, de exemplu. Și să vedem ce mai zic ăștia la alții care mai ies pe aici. Dacă mai e cineva. Da, uite, mai e ăsta. Hello, boss. What? Rest. All I need is now some rest. Just popping in to make sure you're well. Este foarte well, băiatul, din câte vezi. Stă la birou, nonchalant. Zici că nici nu vine sfârșitul lumii peste noi. Ok, următoarea casă. Să vedem aici ce avem. Aloha, amigos. Amigos. Uită-l aici. Asta un pic mă sperie, just popping in, ok, nimic nici tu. Am înțeles. Mai avem casa din mijloc. Poți să ne băgăm și la The Town Theater, dar nu, că nu prea... Nu prea-mi place mie acolo, ceva e așa cu skepsis. Ăla e tare mârlan de la teatru. Tare, tare mârlan. Cu toate că m-aș duce, sincer, pe de-o parte. Mi-aș da save și m-aș duce. Hai să vedem și ăsta ce zice. Ah, ok, aici e locked. Hai să ne dăm un save și să vedem ce zice teatrul local. Ce? Dar ce am făcut, frate? Am existat, am respirat și-a murit cineva? Ce pui mi se întâmplă? Nu știu. Dar v-am zis, a devenit foarte creepy atmosfera și nu-mi place deloc. Dar deloc. Hai să vedem ce zice, ce zice teatrul local, ha? Let's see. Mârlanul ăla ce vrea de la noi și de la viața noastră. Hai să intrăm. E blocat. Nu, ăsta e teatru? Unde naiba sunt? Băi, unde sunt, frate? A, eu sunt la catedrală? Doamne, hai că eu sunt și deștept dacă e. Fii atent că... Se face seara, dar ce se aude așa? Că efectiv mă sperie să mor eu. Oribil, efectiv. Deci oribil, efectiv. Uite, aici avem un magazin de haine, să ne băgăm? Hai să ne băgăm. Scurt să vedem ce vinde. Dacă vine seara, înseamnă că iar apar nenorociții ăia de aruncă după noi. Ok, hai să vedem. Ia, tu ce ai de vânzare, boss? Get lost! You won't be sold a thing here! Oh, fuck! Nu mai avem acces în magazine din cauza reputației. Să-mi bag picioarele dacă m-aș fi gândit la chestia asta. Deci fii atent că acum o să trebuiască să lucrăm cu Bad Griff, nu-i așa? Hai că da. Am făcut și un bine, dacă e unde naiba suntem acum aici. Ok, încep să regret faptul că am omorât atâția oameni inocenți. E normal că până acum n-am regretat chestia asta, nu știu. Hai să coborăm. Să sperăm că nu-mi scade HP-ul pe aici. Nu, e ok. Și încercăm să intrăm, dar fii atent că am un feeling acum că nu o să ne lase nici aici la teatru să intrăm, nu-i așa? Măcar mâine o să avem și noi o... Ia cât mai baie? 8 și 17. Doamne, cât de repede a trecut, bă. Ăla cred că era... Cred că am văzut acolo un thief. Cred. Nu. Era unul de ăsta care... Era unul de ăsta care e pe moarte. Păi stai un pic. Dacă ăștia sunt pe aici, nu înseamnă că mâine, practic, asta o să fie zona? Cred că asta înseamnă. Cred că mâine... Aici o să fie zona infectată. Nu, no, hai să intrăm aici. Ia, ce zice teatrul despre noi? Hello, dubiosule. Even the wisest. Just popping in to make sure you're alive and well. Ah, ok, ăsta vrea doar rest. Am înțeles, deci nici el nu ne ajută cu nimic.
Să ne băgăm la Vlad. Hai să ne băgăm la Vlad. Fii atent că n-avem nici mâncare acum. Pa. Exhaustion-ul cât e? Bă, e decent. Decent. Dar am putea să trecem o mare parte peste noaptea asta. Numai că ne trebuie și hrană. Și nu prea mai avem. Cât mai avem hrană? Rations. Ou, lămâia care pentru imunitate și chipsurile astea. Pâinea. Sincer, cât să ne și țină. Hai să vedem, poate are vreunul de ăsta mic ceva de mâncare. Trade. Nu. Are numai gloanțe, dar noi nu putem să-i dăm nimic. Vlad, ai ceva de mâncare? Please. Te rog mult. Ok, tu nu zici nimic, nu mă ajuți cu absolut nimic, am înțeles. Capela, poate ai tu ceva de mâncare? Am și o speranță mică acolo. I'm ok, some people have it harder. Nimic. Stai unul doar la... Ah, nu, e doar un... E doar un zid, ok. Town hall. Factory building. Cred că trebuie doar să trecem peste noaptea asta și atât. Nu știu ce altceva să putem face, sincer. Dar hangar-ul, cum îl rezolvăm? Hai să încercăm, ne dăm un save. Și să vedem cât ne ajută un biscuite. Nimic, frate, deci efectiv nimic. Un ou. Hai că ne-a ajutat un pic și... Ah, hai că lămâia ne crește. Stai un pic. Dăm un reload. Bine, era și logic că ne va crește imunitatea, lămâia, imunitatea și ne va crește în același timp și hunger-ul. Că lămâia îți face acid, a.k.a. îți dă foamete. Nu știu exact ce a fost în creierul meu. Probabil nimic. Dar haideți să mai dormim, să mai luăm încă o dată astea două după care dormim. Una, două. Ok? Stai un pic, apa ne ajuta? Da, doar că ne crește exhaustion. Ok, nu-i problemă. Nu-i problemă. Health-ul, avem destul de jos. Zicea că ține 5 ore efectul. Nu știu dacă ne mai ține încă efectul și acum. Hai să vedem. E destul de bine, zic eu. Nu ne mai crește deloc health-ul. Ok. Hunger nu a crescut în schimb. Ora 10.47. Ne dăm un save și ieșim și vedem ce e afară. Afară e beznă. Reputația unde e? E la naiba. Efectiv la naiba, frate. Okay. Uită-l. Ba nu. Sau? Ăsta e thief? Nu-i thief. Ba da. Ba nu. Ăsta e viitor thief. Ok. Nu-i facem nimic. Nu-i facem nimic. Nu ne mai riscăm cu de-astea, ok? Nu ne mai riscăm. În schimb, aș căuta un thief pe bune ca să mai cresc un pic reputația, dacă se poate. Până se face ora de următoarea zi. Ăla. Nu. Nu, este doar un tip normal. Hello, thieves, pe unde sunteți? Dar ce-i cu ăsta, totuși? Parcă e un pic... Parcă ăștia nu erau seara pe aici, sau? Erau? Nu știu, man. Băia, mă gândesc că stau în întuneric, nu-i așa? Sau nu mai ies deloc? Se omoară dacă mai ies de ăștia, frate, care se omoare. E 11. Hai că acolo vine următoarea zi. Bă, stai cu mâna în buzunar? Nu. Nu, că hoții-s cu mâna în buzunar și nu-i văd. Stai un pic, că noi cred că ne apropiem de termiterii, așa-i? Oarecum, mergem spre The Termitary, ok.
Uite-l ăla, cred că e. Ăsta e, nu-i așa? Ăsta e, da. Ok. Hai, fraiere. Hai, fraiere, dă-i. Aha. Aha, exact. Hai, vin aici să te văd. Vin aici să te văd, fraiere. Oare dacă mă duc încoace, oare atacă pe alt cetățean? Ia. Nu, 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 mă atacă doar pe mine. Ok. Ia de aici, bă, ia de aici, bă. Ia de aici, bă. Ia de aici, bă. Zic. Opa. Stai că ne-a tăiat. Stai că ne-a tăiat al dracu. Ia, bă, de aici. Și mai ia una, mă. Și mai ia. Să-mi fac picioarele. M-am mâncat în fund, efectiv. Ok, ne crescut măcar reputația, măcar atât, ok? Deci se merită, deci se merită. Luăm, ce naiba luăm? Luăm mera dorm după aia. Luăm mera dorm după aia. Deci mai risca viața cu încă unul. Numai să-mi dau save înainte, în puii mei, că e jale cu viața asta. Uite-l, nu, 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 nu. Hello, thieves. Pe unde sunteți? Hello, hello, hello. Și ora? 23:30. Fii atent că acuși vine următoarea zi. Nu mai e niciunul, bă? Sau măcar acum oare mă lasă să intru la magazine? Hai că avem reputația la mijloc. Fuge o femeie. Dar nu pare să fugă de nimeni, în puii mei. E nebună, naibii. Get lost. Nu. Nu mă lasă, nu mă lasă. Mai trebuie să omorăm un thief. Și atunci poate merge. Dacă aș fi găsi un thief. Numai hai să nu ne perindăm noi prea mult pe lângă. Unde naiba sunt acum, frate? A, uite-mă pe aici. Ok. Suntem pe lângă The Shelter. Putem să intrăm în The Shelter? Nu, e locked. Viața noastră e pe ducă. Hai bă, un hoț, unu, atât. Și cred că apoi avem voie la magazine, hai mă, pe bune. Poate în dreapta? Stai, parcă era cineva? Nu. Dar cred că pe acolo se perindă. Hai să ne întoarcem încoace și să vedem. Îmi dau un save, că am un feeling că o să dau de unul, dar fără să-mi dau seama. Fără să-l văd prea bine. Hei, boss, ce pui mai te blocat așa, frate? Pe aici de obicei se află ăștia. Nimic? Nimic, bă, frate, dar nimic, efectiv. A, uite-l, știam eu. Aha, știam eu. Bă, ce viteză ai pe scări să-mi bag picioarele. Hai, fraiere, să te văd. Up. Păi atâta sper să nu mă blochez într-un zid ceva în puii mei. Aaaa, ce era să mă prindă, naibii. Na, suntem gata. Ne-am dus, dracu. Am murit. Știam. V-am zis că o să vină unul, bă, pe neașteptate, v-am zis. Deci eram convins că o să se întâmple așa, dar convins, efectiv. Ok, deci ăla vine de undeva din dreapta. Eu zic să scop pistolul și să-i trag direct în cap. Chit că o să consum un glonț, dar cred că e cea mai safe alternativă, să mor eu. Cea mai safe variantă. Hai. Deci luăm, sau să luăm tot cuțitul, bă? Hai că luăm tot cuțitul, doar că îmi dau save undeva de mai aproape de el. A, da, bă, uite-l acolo. Uite-l al naibii unde era, bă. Bă, fratele meu, ok, hai. Hai, fraiere, vino. Aha, exact. Hai, vino. Numai să nu vină unul naibii și de aici. Atâta sper. Hai. Îți. Și îți. Pe dracu, îți. Hai bă, îți! Uh.
Hai bă, dă-i așa drept, nu din lateral în pui mei, nu-i da slice. Bagă-l direct în el, în pui mei, că uite, nu vezi că nu face nimic, efectiv nu se mișcă. Ok. Hai. Ăla-i și mai o dată, cred că mai o dată. Nu, mai o dată. Dar de câte ori mai trebuie, în pui mei? Ok. Hai bă, ce pui mei rezistă atât, ce dracu ai pui mei, ești din metal, din fier? The day is over. Ce? Your timely efforts allowed your supporters to remain unharmed. Okay. A new mime performance is being rehearsed at the theater. Doamne ajută, gata. 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 Doamne, aproape pe moarte. Aproape pe moarte. Okay. Hai că ne-a mai crescut un pic reputația. Doamne, primește-mă în magazine. Te rog. Okay. Deci a început ziua nouă. Ziceau că ne-a zis că ăia n-or murit, ceea ce e excelent de bine. Hai că merge, ne lasă. Doamne ajută, ne lasă. Ok, hai să luăm dried fish, luăm smoked meat și să luăm și vegetables. This is stolen goods. Nici nu-mi pasă ce e. Stai, ce? Could contain tomatoes? Ah, ok, deci nu contează. Efectiv nu-mi pasă ce conține și ce nu. Bun, hai să luăm, hai să mâncăm. Halim, deci, dried fish și smoked meat. Oh, ho, ho, ho. Blană. Ne dăm save. Ieșim afară. Și băieți, deci am trecut și de ziua... Acum, câtă naiba zi suntem? Ziua 4 suntem. Mamă, mai avem încă, cred că 7 zile de trecut. Ok. Aici... Asta e cumva o zonă care e iară infectată. Fii atent că aici cred că e infectată zona. Sau de ce e asta? Da bă, e infectată zona, fii atent. Auleu. Păi dar nu-mi place, frate. Dacă îmi dau save. Ce zici, șefule? The infected areas are strictly off limits. Keep an eye on them. I will barter one for one. Ce? Putem să facem barter cu ăsta? Vegetables, 5. Oh, du-te bă de aici, că-mi dai țeapă tu. Ce? Nu știu exact ce cu muzica asta și nu prea mă interesează, sincer, e prea creepy. Așa că băieți, aici încheiem episodul de astăzi, care sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să aruncați cu un like, un share și un subscribe. Sunteți cei mai șmecheri, cei mai tari. Oricând puteți deveniți cu doar un leu 99, membru al canalului meu, să mă susțineți mai mult de atât. În rest, cam atât am avut de zis. Îmi pare rău că este atât de lung episoadele astea, dar asta e, RPG-ul cam așa e în puii mei, nu prea poți să faci episoade scurte. Eu am fost Gârcea băieți și v-am țucat, ne revedem, goodbye.